au apărut foarte multe informații în ultima vreme, informații, știri, să spunem, declarații ale unor organizații non-guvernamentale legate de stadiul, legate de discuțiile pe care le, de dialogul informal pe care aveți cu Comisia Europeană. Deci în acest context și de reacția oficialilor Comisiei Europene. Știu că Ministerul a dat la rândul său un răspuns în acest sens. Puteți să ne spuneți pe scurt cam ce s-a mai întâmplat între timp? Adică, de exemplu, am observat că solicitați sau propuneți celor din mediul privat să vină să transmită propuneri, comentarii și observații. Ați primit un astfel de feedback până acum și ce calitate are, calitatea conținutului acestor propuneri pe care le-ați primit? Da, în primul rând, nu numai Ministerul Fondurilor Europene a dat un punct de vedere, chiar și purtătorul de cuvânt al comisarului Hahn pe politică regională a spus foarte clar în ultima perioadă că acesta este un cadru informal de derulare acestor discuții. Că încă la nivel european nu este aprobat cadrul legislativ. Numai de la momentul aprobării acestuia, statul membru, în speța România, are 3 luni de zile să trimită acest document, acord de parteneriat, la Comisie. Deci noi ne aflăm în afara acestui cadru de discuții. Avem discuții informale. Am dorit să trimitem Comisiei Europene un astfel de document într-o fază incipientă, tocmai pentru a lua a vedea exact și care este opinia Comisiei Europene pe diferite secvențe. Fie că vorbim de priorități, fie că vorbim de alocări financiare. Acest document a rezultat în urma consultării tuturor actorilor implicați. Și ONG-uri, și administrație, absolut toți actorii implicați au fost parte a acest proces. Avem un istoric foarte clar și o evidență foarte clară a tot ceea ce a venit la ministerul nostru ca propunere din partea unei entități sau alta. Toți cei care au făcut comentarii în ultimele zile și în ultimele săptămâni de zile nu și-au adus niciun fel de aport la acest document. Cu toate că toată lumea a fost invitată, a fost rugămintea mea personală și a noastră a tuturor să fim cu toții o echipă și să arătăm că pentru România este un obiectiv strategic, acest acord de parteneriat. Și nu unii de o parte și unii de cealaltă parte a baricadei. Pentru că este un obiectiv comun. Noi, în baza ceea ce Comisia a trimis ca și comentarii, în septembrie-octombrie trimitem Comisiei Europene acest prim proiect de acord de parteneriat, care a fost trimis, să spunem așa, ca document de lucru, în prima versiune, în 6 iunie. De-abia în luna iulie, a începutul lunii iulie, mi se pare că pe 10 iulie, au fost aprobate la nivelul Uniunii Europene anumite linii clare, directoare, pe acest, cum spunea și comisarul Hahn, la fel într-o ultimă intervenție a sa din luna iulie pe acest subiect. Și atunci când spunea că de atunci înainte statele membre au la nivelul său aceste deja linii foarte clare pe baza cărora și pot dezvolta acest acord de parteneriat. Da? România a luat înainte, alături de alte câteva state și a trimis Comisiei Europene o primă gândire. Cum am spus, în toamna acestui an, septembrie-octombrie, retimitem Comisiei Europene acest document revizuit și am toată încrederea că până la finalul acestui an documentul va fi aprobat de către partea comunitară. Comisia oricum s-a arătat foarte nemulțumită de faptul că un astfel de subiect a intrat în scena politică și nu înțelege cum de fel de documente apar în scena publică. Eu am cerut chiar să fie de acord pentru a da în publicității toate documentele. Pentru că sunt unele care, din anumite motive, n-au fost date, să zic așa, publicului larg. Documente care arătau progresele și, să zic așa, satisfacția Comisiei Europene față de ceea ce s-a făcut până în prezent pe acest document. Încă o dată repet, suntem în calendar de timp stabilit cu partea comunitară, vor avea loc discuții din nou cu cei de la Comisie și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie, până când această formă va fi definitivată și aprobată până la finalul 2013 de către Comisia Europeană. În discuția aceasta intră și alocările financiare orientative, adică da. Se mai pot modifica sumele între programe, între obiective? Nu, până la final de an vrem să stabilim absolut tot ce ține de alocări de priorități, alocări financiare, deci prioritățile majore, mari, principale priorități pentru care România vrea să financeze în următoarea perioadă, deci priorități, alocări financiare, sistem de management, deci liniile mari. În aceeași perioadă de timp, deci tot în toamna acestui an, vom trimite Comisiei Europene și primele proiecte de programe operaționale. Comisia își planifică aprobarea acestora la nivelul fiecărui stat membru în prima parte a anului viitor. Noi la fel insistăm foarte mult să trimitem din timp aceste documente Comisiei Europene, chiar și într-o fază, să spunem așa, nu finală.
tocmai pentru a testa din timp, tocmai pentru a avea un astfel de dialog cu partea comunitară, pentru a fi cât mai clar în ceea ce vrem să finanțăm. Va fi o dezbatere destul de aprinsă între fiecare stat membru și partea comunitară. Pentru că e normal ca fiecare stat să încerce să se financeze și, în mare parte, ceea ce are ca prioritate la nivel național. Desigur, plecând de la prioritățile europene. Dar România, față de alte state europene, trebuie să finanțeze în special partea de infrastructură primară, alimentări cu apă, canalizări, drumuri, școli, spitale și mai departe. Și, în primul rând, pe aceste investiții trebuie să alocăm partea financiară.